O să iubiți această prăjitură. Se prepară numai 10 minute și este extraordinar de bună. Nu uitați să ne dați un like, să vă abonați la canalul nostru și să vedeți și celelalte rețete delicioase de pe canal. Vom începe cu 200 de grame de fructe de pădure, 60 de grame de zahăr, amestecăm, dăm într-un clocot și lăsăm să se răcească până devine așa, ca o gelatină. Mai departe, vom pregăti budinca. Am aici 6 linguri de zahăr, un plic de 40 de grame de budincă de vanilie, îl voi adăuga în cratiță, iar la această cantitate de 40 de grame voi adăuga 400 de ml de lapte. În acest mod, budinca va ieși tare și fermă. Adaug puțin lapte până când totul este înglobat, iar apoi adaug restul de lapte și pun pe foc. Fierb până când budinca devine așa, mai grosuță. Este foarte bine închegată, închid focul, iar acum așa călduță cum este, voi pune în tavă un strat de budincă, iar acum voi așeza biscuiții. Puteți să însiropați biscuiții în puțin lapte. După ce am așezat frumos biscuiții, voi pune un rând de budincă. Bineînțeles, biscuiții se vor însiropa și de la budinca fierbinte. Deasupra voi pune un rând de pișcoturi. La fel, puteți să însiropați pișcoturile în lapte. Iar acum voi adăuga acest gem de fructe de pădure care e extraordinar de bun la gust. Îl punem pe toată suprafața, iar deasupra vom pune bucățele de biscuiți rupte sau puteți să puneți chiar bucățele de ciocolată. Așa arată prăjitura, este fragedă, se topește în gură și este extraordinar de bună. Nu uitați să ne dați un like, pe curând! Pa, pa!